După atâta frig și ceață, iar s-arată soarele. Vai, Doamne, ce dorm era de soare. Atât de dor încât nici nu vreau să mai văd. Glumeam, puii mei. Iar avem o zi în care trebuie să mă bag și să pescuiesc delfinul ăla. Nici acum n-am putut să-l prind, nu știu de ce, dar e un delfin acolo și trebuie să-l prind neapărat ca să-l prăjesc, să-l mănânc la cină. Ca e mai ieftin decât la restaurant. L-am găsit pe Thomas, versiunea românească, are cursă și pe România. Dar conduci și tu mai repede că-ți pierzi călătorii, bă, Thomas. Hai că am ajuns și de la Lidl, după toată agitația asta, că am fost să-mi iau câteva chestii, că nu prea mai aveam nimic pentru ronțăit în cameră și e o zi foarte frumoasă afară și urmează să mă duc și până la piscină să mai fac câteva poze, să vă fac așa un tur, să vă arăt și vă mai îndeaproape piscina și terminăm și cu treaba asta numai decât. Croissant cu unt a la Lidl. Yummy, yummy. Am ajuns și în dreptul piscinei. Deocamdată nu prea e nimeni, că e încă mai răcoare afară. Dar, ca și priveliște, cam așa arată. Deci, pe general, cam astea sunt condițiile. În genul ăsta. În genul ăsta arată tot. Foarte fain aici. Uitați și voi. Mergem acum să mai mai departe. Tot hotelul. Deci hotelul se întinde tot așa până în capul celălalt. V-am spus 400 de camere, foarte fain. Aici e barul. Asta pe piscina. Piscina de aproape 1,5 m adâncime. Ca na, să fie adâncimea de siguranță. Și cam atât. Hai că am luat așa ușor și pe un drumuleț. Un drumuleț foarte impresionant. Și mergem frumos la târg să ne distrăm și noi așa pe ultima 100 de metri. Mergem să vedem ce chestii au mai apărut acum, că acum apar fel de fel de lucruri. Și cam atât și pentru concediul ăsta. Acolo-i hotel, acolo-i hotel Europa. Nu știu cât de bine se vede scris, dar acolo zice Europa. Și acum să mergem să vedem cu ce avem de-a face. Să vedem dacă mai ieșim de aici vii sau nu. Vedem. Guys, sunt în apropiere. Târgul așa se vede. Cam așa arată. În principiu, se aude o muzică de pe acolo. Nu știu cât de cunoscută vă e. Mie niciun caz nu este. Ne mai plimbăm un pic și mergem să ne distrăm și noi ca toți românii. Cam așa arată în ansamblu. Acolo e ceva hotel de 4 stele. Hotel Europa. Foarte multe restaurante și multe, multe zone de distracție. Băi frate, eu vă recomand să veniți în Eforie Nord, chiar vă recomand. Dacă vreodată vei aveți ocazie să mergeți la mare, vă recomand Eforie. Este chiar o stațiune ca lumea și nu vă garantez că nu regretați dacă ce veniți aici. Eu care merg la mare și de mai bine de 10 ani am reușit să-mi fac păreri, am văzut diferențe și de asta am ajuns la o concluzie destul de faină că Eforie e un pic mai vast decât alte stațiuni. Acum depinde ce preferați, ori Mamaia, ori Eforie, că undeva, eu după părerea mea, ca și condiții sunt cam asemănătoare și de asta am și însurat de foarte mult ideea asta. Așa că, domnule, aveți de ales.
Doble, și cam așa arată Bâlciu, târgul de pe aici. Destul de bogat. Urmează acum să ajungem mai înainte. Trageri cu pușca, roata norocului, diverse chestii. Aici e cursa de cai care vă spuneam eu aseară. Ok? Și aici avem roata norocului, foarte multe roți. Ca asta e, așa fac ei banii mai ușor. Cel mai simplu. Roata norocului, foarte multă lume aici. Ah, eforie. Eforie. Woo! Asta ar fi traficul din București în perioada verii. 2, du-te bă! Ei, și cam atât. Cam asta tot ce vreau să arăt. Cam asta a fost și concediu. Așa distracție să tot ai. Mai ales vara. Hey guys, sunt în cameră, în sfârșit, pentru ultima dată în această seară. Distracția s-a terminat, tot a decurs conform planului, adică am făcut tot așa cum mi-am plănuit eu să fie. Toate lucrurile au mers ca lumea, a fost blan aici, mi-a plăcut, vă spun sincer, mi-a plăcut aici la Eforie. Mi-a plăcut tot sejur, a fost totul ca lumea, totul foarte chill și ok. M-am distrat de minune și la piscină, am avut ocazia să mă duc și pe plajă, am profitat aproape de tot ce a dispus hotelul ăsta și sunt foarte mulțumit și de asta aș intenționa să mă întorc aici și la anul, dar vedem până la anul, că la anul o să fie un an ceva mai special și trebuie să vedem dacă trecem de el mai întâi. Dar până una alta, rămân cu amintirea, rămân cu tot ce a fost mai frumos și mai bun de aici, așa că, domnule, asta să-mi fie concediu. Acum, back to work, cum s-ar spune. În orice caz, orașul este foarte fain, chiar vă recomand să ajungeți măcar o dată pe an aici la mare, la Eforie, pentru că este un loc foarte frumos, liniștit, e destul întreținut față de alte stațiuni pe unde am mai fost și merită vizitat din când în când. Acum îmi pregătesc o parte din bagaje ca să-mi fie mai ușor mâine să le bag în mașină și ce să mai, ne pregătim, ne întoarcem acasă și ne reluăm activitatea așa cum știm foarte bine. Da, cred că o să închei aici clipul. Cam asta a fost. M-am simțit grozav. Sper să mai am parte de așa vacanțe, pentru că nu știi când ți apare una așa în față. Ăsta a fost clipul, oameni buni. Sper că v-a plăcut. V-am pupat. Eu vă las cu bine și ne vedem desigur data viitoare la un nou video, dacă reușesc să mă repar psihic după tot concediul ăsta. V-am pupat. Vă las cu bine și ne vedem data viitoare la un nou video. Salut.